grămadă foarte mulți vă întrebați ce mașină are celebru vlogger din Moldova, Ilie. Ei bine, el a reușit să facă foarte mulți bani în ultimul an și pentru viața copilor fan, el a devenit milionar. Nu o să vorbim în acest video despre cum face Ilie bani, despre beneficiile care le-a avut de pe urma donațiilor voastre. Prima lui mașină a fost un BMW Serie 1, care a costat aproximativ 7700 de euro. El a urmit pe toată lună când și-a cumpărat această mașină, deoarece el nu avea permisul de conducere. În acel moment el a condus din prima zi și nu avea voie și nu era singura dată. A mai urmat câteva vloguri în ceea ce a arătat mașina și a spus ce modificări a făcut la ea. A făcut și câteva clickbait-uri, cel mai mult Ilie și a scris fani atunci când în vlogurile sale a apărut într-o mașină nouă, care a vizitat copii și familiilor nevoiași din Moldova, pentru că atunci nu avea permisul de conducere, el a lăsat pe prietenul lui să conducă. Abonații l-au întrebat dacă aia este mașina lui, dar el nici nu a vrut să comenteze. Asta este mult mai tare decât prima, este un BMW X3, cel mai nou, care are un motor nou puternic decât prima lui mașină. Și este dotată de lux, inclusiv pele roșie pe scaune, trapă, panoramică și navigație. După ce am căutat pe site-uri de anunțuri din Republica Moldova, am aflat că această mașină costă între 20 și 30 de mii de euro. Ceea ce am aflat prea mult pentru un tânăr de doar 24 de ani. În ultimele două videouri pe YouTube, Ilie a spus că a reușit în sfârșit să-și iei permisul de conducere și acum are voie să conducă mașină. Deci probabil o să-l vedeți prin Chișinău la volanul mașinii BMW X3 de culoare albă. Dar oare cum a reușit acest YouTuber cu permite să asemene mașină, mai ales care este motivul prin care a schimbat atât de repede BMW-ul vechi? Urmează să analizăm modul în care face Ilie bani pe internet în video următor. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, dă-i un like, un subscribe și distribuie această postare. Vă mulțumesc foarte mult, cu voi a fost August Costul și vă revedem data viitoare. We'll be right back.